Primii doi polițiști puși pe liber după restructurarea Ministerului de Interne și-au schimbat domiciliul. Nu i-a gonit nimeni din oraș, doar vorbim despre doi căței, foști angajați ai Inspectoratului de Poliție din Neamț. Pe Aft și pe Cuda i-ați cunoscut acum vreo săptămână și un pic. V-am spus povestea lor și v-am anunțat că bietele animale au fost nu numai pensionate, dar au fost scoase și la licitație. Am avut o strângere de inimă în momentul în care am auzit că vor fi dați celui care va plăti mai mult. Astăzi însă ne-am liniștit. Noi, stăpâni ai lui Aft și ai Cudei, sunt niște oameni ca lume. După o viață întreagă de muncă la stat, timp în care au reprezentat cu mândrie poliția română, Aft și Cuda au fost scoși la pensie. El are 11 ani, iar ea 8. Astăzi, cei doi au început o viață nouă. 450, cine acceptă? O dată, de două ori. A judecat. Ofertantul numărul 3 a judecat pentru lotul 1, câinele Cuda, la 450 lei. La licitație au venit doar doi oameni, Adrian și Oana. Și el și ea erau pregătiți să ia acasă amândoi câinii după ce au văzut la observatorul de noapte că au nevoie de stăpâni noi. Ați auzit de oferta? De la televiziunea Antena 1, seara la 11 noapte, la știrile de 11 noapte. Ce v-a impresionat? În primul rând, sunt iubitor de animale. În al doilea rând, nu vreau să ajung animalele pe alte mâini. Pentru că sunt câini care au muncit o viață, trebuie să bucură de pensie, pur și simplu. Până la urmă, au luat fiecare câte unul. Cine oferă 110 lei? O dată, de două ori, a judecat 110 lei pentru ofertantul numărul 2. Lotul 2, câinele Aft. Aft și Cuda nici nu și-ar fi putut dori niște stăpâni mai iubitori. El este din Suceava și mai are 5 câini acasă, iar ea este din București și a bătut de două ori drumul până în Piatra Neamț ca să fie sigură că va lua parte la licitație. A zis un padoc, ceva, o mâncare când ajungeți acasă? Este în mașină. Lesă, zgardă, mâncare uscată, mâncare udă, păturică să-i fie cald, pernuță să stea confortabil. Nu vă e frică să ar putea să-i fie puțin agresiv? Nu mi-e frică. În general, câinii... Cunosc persoanele care sunt iubitoare. Nu l-am luat pentru a face circ sau pentru a face... Să aibă să-și trăiască bătrânețele liniștite. Imediat după licitație, Aft și Cuda au pornit spre noile lor case. Și Adrian și Oana au promis că o să le trimită polițiștilor din Piatra Neamț poze cu cei doi căței în noile lor case, să fie sigur că i-au lăsat pe mâini bune. Imagine.